Eu mă duc în casa, întreabă. Eu mă duc, spun florile. Mama mi-a luat florile mele preferate, Marie. Antonella, spui florile. Maria! O, în sfârșit mă fac frumoasă. Mă fac frumoasă. Marie, tu aici ești. Ce, mam? Du-te-le pe jur și-l adu pe Iernes de la grădinițe. Eu mă duc în sat, am treabă la o vecină. Tu m-ai auzit să nu uitați copilul. Mam, dar eu sunt ocupat. De ce nu se duce Antonella? Maria, nici nu se discută, te duci tu. Antonella pune flori în grădină. Mămică, eu de câte ori m-am dus, a? Eu de 10 ori nu vorbesc. Te rog frumos, du-te și adu băiatul. Gata, sunt și ebi. Mă duc. Și frumoase. Am să o pun aici. Și Antonella, mama ți-a cumpărat flori. Ești atât de bucuroasă. Și înțelegi tu, mai Georgiel? Tu nu înțelegi nimic, ești băiet. Eu mă duc să mă joc cu mingea. Mie mama mi-a cumpărat minge nou. Marie! Ia, Marie, și frumos o cumpăra mama! Dar ia cea mie, Antonella, privește! Vrei să-ți fac părul creț? Da, vreau, te rog! Stai, mai întâi du-te la grădiniță după Iernes și după-ți fac. Cum, Marie, trebuie să pun mai întâi florile și vrei să usuși? Cum vrei? Nu-ți fac părul creț. Ia la mine, deja l-am început. Vezi, frumos? Bine, mă duc, dar să-mi faci părul frumos. Bine, mă duc să mi-l fac mie întâi. Când vii, ți-l fac ție. Bine, bine. Ei, cum să lăs așa frumusețe de flori să usuși? Mă duc să-i zic lui Georgiel să ducă. Georgiel, unde ești, Georgiel? Am ceva urgent. Da, 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 știu ce vrei să mă întrebi. Să mă duc după Iernes la grădiniță. Hai, Georgiel, te rog, Georgiel! Nu mă duc nicăieri, ții mama, ți-a spus nu mine. Hai, Georgiel, că să suc florile, Georgiel! Cine a spus că-ți mie îmi trebuie flori? Georgiel, dacă nu te duci, îți sparg mingea. Aha, te răzbuni, răzbunarea-i păcat. Ia și bine știi tu când alții greșesc. Antonella, degeaba te chinui, eu nu mă duc. Georgiel, eu am urs vin. Georgiel, ia, și te duci? Hai, te rog. Mă duc. Hai, du-te. La ce oră? La ora 4, mai Georgiel. Să nu uiți, eu mă duc, spun florile. Tu răspunzi, mai băiete. Nici o problemă. Georgiel, ia privește. Îți plac buclele mele? Of, toți copiii s-au dus acasă, numai eu am rămas. A uitat, precis, mici. Dar ce ți-ai pus în cap? Asta este special, să-mi fac bucle. Opa, dar unde e Antonella? Ea n-a uitat nimic? Mă duc să văd. Și Antonella, gata? L-ai adus pe Ernest. Nu eu, i-am spus lui Georgiel să-l aducă. Cum? Georgiel e grădină, se joacă cu mingea. Dar Ernest nu-i cu el. Marie, nu mă spărie, cum nu-i cu el? Hai să-i să viez. Ia! Georgiel! Georgiel! Mai Georgiel! Mai Georgiel! Unde-i băietul? Care băiet? Ernest, care băiet? Ți-am dat și să te duci după Ierne la grădiniță? Eu am uitat, mă duc în acum să-l iau! Cât e ora, hai! Nimeni nu vine după mine. Toți m-au uitat. Chiar nu vine nimeni. Dorm aici. M-a lăsat nădejdea voastră. Tu ești vinovată, Antonella. Hai, eu i-am spus lui Georgie că m-are. N-are rost să mă certați. Fugiți!
și tu. Bine că tu ai mâncat cu fițe roșie. Lasă buclele, Marie! Uf! Toți copiii s-au dus acasă, dar eu nu m-am dus. Ne-am ținut de cuvânt, așa-i? Ei, mama! Ernest, să tași! Ați adus băiatul? Bravo, mă bucur! Mama, dar fetele! Tași! Nu se va mai repeta! Da, tași! Nu-i spune mamei! Până că ghețat! Tași! Fetelor, de ce Ernest a rămas singur la grădiniță? Încă un pic și grădinița se închidea. Dar de unde știi, mamă? Eu nu i-am spus. Educatoare. Precis. Da, da, corect. M-a sunat educatoare. Antoniela, Maria. Maria, eu ție ți-am spus să ai grijă. Eu i-am spus Antonielei. Dar eu lui Georgiel. Da, da, eu am uitat. Iată ce înseamnă să te lași unul nădejdea altuia. Marie, când îți spun, ții tu să fii responsabil, asta e ultima dată, ați înțeles? Eu nu înțeleg. De unde mama le știe pe toate? Nu poți ascunde nimic de ea. Pune un like dacă și tu ai uitat să-ți iei surioara sau frățiorul de la grădiniță. Noi vă spune pe curând! Pa, pa! Pa!